Cuvântul său era un cuvânt atât de puternic, că deși era mărunt, îi domina pe toți cei din jur. Să știți că la părintele Dometie veneau mari călugări dincolo de profesorul pe care vi-am numit. Venea părintele Arsenie Pusnicul. M-am bucurat și am văzut această jertfelnicie. Și vreau să vă spun că am plătit partea aceasta a jertfei euharistice a bisericii cu viața sa pilduitoare. Și a fost iubit și stimat pentru acest lucru. A fost nu numai un mare duhovnic, a fost și un bun administrator al tainelor Dumnezeu. Vreau să vă spun că a pornit lucrări într-o vreme când vechea miliție venea la mănăstire. De câte ori am văzut că vine un domn, Crișan se numea, de la Pleașa, una dintre filiile dânsului, și verifica cine este acolo. Erau multe maici ascunse, din turla bisericii până în tufele Sfântului Ghelasie, ascunse prin pod, pentru că erau niște cărți speciale unde trebuia să fi trecut. Și era un om de o hărnicie care a început lucruri mari. El a dorit ca din parohia unde a fost repartizat din jos de mănăstire să se întoarcă înapoi la mănăstire, mănăstire care a fost părăsită datorită acelui decret crud, decret 410 din 1959. Și pentru că a început reconstrucția, a fost obligat să construiască o cabană ca să intre în mănăstire de fosta conducere de la Alba Iulie, de la partid. Se lucra zi și noapte. Părintele Dometie, ca un om mărunțel, avea niște mâini bătucite, de nu vă închipuiți. Își sufleca reverenda și o prindea întotdeauna dulama, așa cum se zice în lumea călugărească, și o prindea aici la centură, centură de piele, cu monograma crucii și a Mântuitorului. Și de multe ori rămânea în datorii. Dar avea o credință deosebită. O credință pentru că întotdeauna se îndeplinea ca lucrătorii să fie vrednici pentru lucrul lor. Măsura în care drumul era mai greu, cu atât dorința oamenilor era mai mare, dorința de a ajunge și de a-l vedea, și cu atât dorința lui de a fi cumva în afara circuitului mare, în afara României comunizate, peste care treceau șenilele tancurilor sovietice încă în acea perioadă, vrea să stea puțin mai retras. Care e cea mai bună vecinătate? Aceea a Duhului Sfânt. În Duhul te simți cel mai bine, iar Duhul Sfânt știm că adie unde vrea El, dar în mod special credem noi sau simțim noi ca la acel căuș al munților, unde s-au nevoit atâția și atâția sihaștri, acolo, în mod sigur, Părintele Dometie a avut parte de întâlnirea cu Duhul Sfânt. Oamenii îl căutau în mod evident și el răspundea direct tuturor acestor chemări. Sunt foarte multe mărturii din viața Părintelui, în care ni se spune că îi cerceta pe cei bolnavi, în special pe cei săraci. Față de cei săraci a avut o propensiune, o aplecare specială, iar faptul că a fost în permanență printre ei, cum a spus și Hristos, fiți în permanență cu cei în nevoie, în necazuri. Ei, bine, putem spune că este unul dintre fericiții neamului românesc, acest Părinte Dometie, eu l-aș numi Patriarhul Munților. Aici, la Mănăstirea Prislop, Părintele Arsenie i-a primit pe amândoi și a urmat, așa precum citim și din cărți, tot ritualul acesta de a primi
schina aceasta monahală și a devenit slujitor al lui Dumnezeu cu trupul și sufletul. Cine putea să vorbească mai frumos ca părintele Dometi sau să cânte? Pentru că părintele Arsenie Boca l-a numit Cucuzel. Avea o voce extraordinară. Mergeam întotdeauna cu dânsul acolo la mănăstirii la Râmeț, pe vârfurile acelea de deal și credincioși după dânsul. Și tot drumul până ajungeam la biserică cânta. Cânta și vorbea mulțimilor de oameni. A fost atât de iubit de oameni. Dânsul totdeauna avea grijă de mine și de toți ceilalți credincioși, dar de dânsul nici de cum. Dormea afară. Nu avea unde să doarmă. Deci s-a jertfit sub acest aspect. Avea darul acesta al jertfelniciei pentru Hristos, pentru Dumnezeu. Tot ce făcea era ca oamenii credincioși să se simtă bine, dar la dânsul nu s-a gândit niciodată. În capitolul acesta, dărnicie, se înscriau și niște fapte de pateric, am putea spune. Bună oară, se știe faptul că odată, atât încălțămintea unui sărac și-a rămas pur și simplu desculț și s-a întors la mănăstire desculț. Dar de multe ori, când întâlnea un sărman, îi dădea ilicul. Maicile aveau grijă ca părintele să aibă pulover, dar rămânea adesea fără el. Deci, pur și simplu, părintele era așa ca un fel de persoană de tranzit pentru actele de milostenie. Și cămașa uneori, n-aș vrea să greșesc, dar eu așa am înțeles că chiar în ziua morții, părintele nu avea cămașă sub dulamă. O dăduse cuiva. Dădea cămașa și punea dulama, nu știa nimeni că nu are cămașă. Când l-au dezbrăcat să-l spele cu cele rânduite, au observat că părintele nu avea cămașă. Era efectiv foarte, foarte darnic. Nu vorbea despre aproapele. Încerca să-l ajute. În perioada când înaltul Antonie era ascuns la București, venind încoace către Brașov, cine se ducea cu dăsagii la prietenul său să-i ducă de mâncare? Părintele Dometie. Și pentru că a fost un dăruitor și el a primit pe măsură. Prin vocația aceasta deosebită a dăruirii, el a fost iubit ajungând să fie un apostol al moților. Așa era recunoscut. Apostol al moților. Când slujea, era o flacără. De multe ori am văzut, pentru că bisericile nu erau încălzite, așa era atunci. De multe ori am văzut, din potir, nu numai că ieșeau aburi, ieșeau și din hainele lui aburi. Și iarna, dar și vara. Pentru că îi plăcea foarte mult să se ducă cu lumea către filiile pe care le avea și avea cea mai mare parohie din România. 42 de kilometri pătrați. Și dacă oamenii porneau pe o cărăruie de munte ca un fel de spălare a păcatelor, părintele Dometie mergea drept. Chiar dacă era culmea mai abruptă sau ceva, dânsul niciodată n-a mers pe ocolite. Mergea drept și foarte interesant, toți oamenii așteptau pe părintele Dometie, cu excepția maicilor, care cântau în strana din dreapta și din stânga, îl așteptau afară ca să-i binecuvinteze. Așa era tradiția populară românească. Intră preotul și după aceea poporul. Și părintele Dometie, când își dădea jos dulama, o întorcea. Vara ieșeau aburi. Dar ce mare bucurie avea să slujească. Să știți că este adevărat că călugărul desăvârșit este chipul îngerului.